Bună ziua, o să vorbim astăzi despre mai multe teme. Prima temă pe care vreau să o abordez este o alergie de sezon și modernă în același timp, perinită alergică cu sensibilizare la polenurile de vară-toamnă și în special cu sensibilizare la polenul burienii numită Ambrosia elatior. Ambrosia este o buriană, adică este o plantă care nu este cultivată în mod obișnuit, nu este o plantă utilă, este o plantă invazivă. Este o buriană, o plantă extrem de adaptabilă. O plantă poate să producă într-un sezon de polen câteva milioane de grăuncioare de polen, care sunt extrem de mici, la nivel de microni. Ele sunt purtate de vânt și pot să zboare până la 10, chiar sute de kilometri distanță față de planta care le-a produs, depinde de condițiile atmosferice. Fiind ca oricare alt polen alergizant, simptomele provocate de alergia la polen de ambrozie sunt cumva cele clasice: strănuți, te mănâncă nasul ochii, scurg nasul ochii, apă, se înfundă nasul. De obicei, simptomele încep pe la jumătatea lunii august. Fiecare plantă are un sezon de polenizare, un sezon în care polenul se plimbă prin aer. În cazul României și a ambroziei, polenul începe să se găsească în aer în august, de obicei pe la jumătatea lui august a fost în ultimii ani, și în funcție de cât de cald este afară, poate să fie până în octombrie, poate, în timp cu încălzirea globală, se va duce probabil și în noiembrie. Momentan undeva se oprește în octombrie sezonul. Polenul de ambrozie este foarte mic, se absorbe la nivelul mucoasei căilor nazale, ochilor, iar de acolo urmează un proces. Toți la naștere suntem sănătoși, nu ne naștem alergici. Unii dintre noi moștenim o predispoziție, dar la naștere suntem sănătoși. Pe parcursul vieții ne întâlnim toți cu diferite substanțe inofensive pe care le tolerăm. Inclusiv polenul de ambrozie este până la urmă o adunare de proteine inofensive. La un moment dat, la o parte dintre oameni, pe parcursul vieții, sistemul lor imun va considera în mod greșit că o proteină din polenul de ambrozie este un pericol, e un agresor, și va apărea un proces numit sensibilizare. Adică corpul va percepe că acea proteină din polen e un dușman. Apar niște anticorpi și apar niște celule care produc acești anticorpi. Acest moment nu este vizibil clinic, nu sunt semne, nu sunt simptome, tu nu știi când obții această sensibilizare. Și urmează câțiva ani. Câțiva ani în care, dacă contactul se repetă, sistemul imun va produce din ce în ce mai mulți anticorpi. Sunt persoane care au anticorpi, dar nu atât de mulți încât să dezvolte boala, deci chiar dacă vor avea analize pozitive, ei neavând simptome, nu sunt alergici, și sunt pacienți care la un moment dat depășesc un anumit prag și au suficient de mulți anticorpi, astfel încât când se întâlnesc ei cu polenul devine boala clinic manifest, adică alergia. În cazul nostru, rinita alergică cu sensibilizare la polen. O particularitate a polenului de ambrozie este că el este extrem de alergizant, el are capacitatea, cu ghilimele de rigoare, de a enerva sistemul imun al foarte multor oameni. Pacienții au impresia că ei au devenit alergici în anul în care i-au apucat simptomele. Nu, eu le spun așa, sensibilizarea a fost pe parcursul mai multor ani. Momentul când apar simptomele este momentul când ai suficient de mulți anticorpi în sânge. Acum, plantei îi place soarele și vântul. Și cât timp toamna va fi cald, noi vom avea polenul de ambrozie în aer. În zilele când plouă, polenul se umple cu apă, devine foarte greu și pacientul nu mai are simptome. O altă caracteristică, cel puțin pentru orașele mari, este poluarea. Gazele de eșapament, dioxidul de sulf, dioxidul de azot, sunt absorbite pe suprafața polenului și îl fac și mai agresiv din punct de vedere alergenic. Vei găsi mai mulți pacienți alergici în orașele mari cu trafic mare, cum este cazul Bucureștiului. Uneori, multă lume are impresia că dacă, de exemplu, stă în Popeșle, Urden sau în Bragadiru, automat este expusă la o cantitate foarte mare de polen. Da, așa este. Dar poluarea din București, și noi aici, în cartierul unde filmăm această discuție, noi avem polen de ambrozie în fața ușii. Deși este mai puțin față de o comună de lângă București, amestecul lui cu traficul, cu poluanții din traficul de București, îl va face mai agresiv decât este supus un cetățean care stă în afara Bucureștiului. Alergia la polenul de ambrozie nu este ceva
care să nu poată să fie tratat sau nu poate să fie vindecat. Multă lume are simptome, ajunge la farmacie, primește un antihistaminic oarecare și zice, aoleu, ce am făcut, viața mea este foarte urâtă în astea două luni și n-am nicio scăpare. Alergia nu are scăpare. Nu. Întâi trebuie să documentăm că discutăm despre polenul de ambrozie și asta putem să facem căutând anticorpi în sânge. Putem să facem teste cutanate sau putem să facem teste de sânge. Testele cutanate ne vor da răspunsul în 15 minute. De preferat să le facem în afara sezonului, când reacțiile sunt mai mici pe piele, sau le putem face din sânge la orice moment al zilei. După ce avem dovada anticorpilor față de ambrozie prezenți, putem să și corobora cu simptomele, putem să punem diagnosticul de alergie. Și atunci avem așa, avem măsuri prin care spunem pacientului că încercăm să reducem expunerea la polen. De exemplu, nu îți usuci lenjeria de pat în aer liber în sezon, pentru că polenul se va duce pe fața de pernă se va umple cu polen și tu practic vei trage polen pe nas toată noaptea. La fel, trebuie să scuturi părul când vii de afară în casă și de preferat să ții geamurile închise, pentru, mai ales dimineața și la prânz, când este maximul de polen. Ca tratament, avem două tipuri de tratament cu care putem să ajutăm pacienții. Unul care controlează boala, încercăm să ținem în frâu sistemul acesta imun care este exacerbat la nivelul nasului și ochilor în timpul sezonului, cu spray-ul cu corticosteroizi intranazal ca și antiinflamatoare plus antihistamin. Ce sunt diferite combinații, ai de unde să alegi ca alergolog ceva care să ajute pacientul. Ăsta e un tratament care cu puțin noroc îți va controla boala, vei avea o viață normală, dar nu o să te vindeci. Tratamentul care vindecă este un tratament care se numește desensibilizare. E un tratament care îi spune în timp îndelungat, 3 ani durează, sistemul imun că polenul de fapt nu este un agresor, este chestia aceea inofensivă care circulă prin aer și că nu ar trebui să fim supărați pe el. Acum, legată încă o chestiune importantă de ambrozie, foarte multă lume este supărată pe autorități că de ce nu eradichează ambrozia. E o discuție de la vlădică până la opincă. Ambrozia nu poate fi eradicată. Cum spuneam, o plantă de ambrozie produce până la câteva milioane de grăuncioare de polen pe an. Singura modalitate prin care poți să scapi de ambrozie este să o smulgi din rădăcină, să faci să ari pământul sau efectiv să o scoți de acolo. Ar cumva este rezistentă cam la toate substanțele. Și nu este o problemă neapărat a unei primării sau a unei autorități. Ambrozia o găsești în Franța, o găsești în Germania, o găsești și în Slovenia și în Ucraina și așa mai departe. E o problemă de sănătate a întregii Europei, iar pe coasta de est a Statelor Unite este principalul alergizant. E clar că toată lumea ar vrea să scape de ea, dar să o eradicăm este un vis, este o utopie, aș putea să zic. Putem să încercăm să fim responsabili și atunci când vedem o ambrozie de pe un pământ, să o smulgem ca proprietari, ca cetățeni. Dar eradicarea ei nu. În timp, probabil că se va ajunge la o constantă de pacienți. Nu toată lumea este alergică la ambrozie și aș zice că important este ca, începând cu august, dacă ai simptome de răceală, dar nu ai febră și țin mai mult de o săptămână, e bine cel puțin în prima fază să mergi la medicul de familie și ulterior să ajungi și la un medic specialist alergolog.